Bună ziua, sunt Marius Brisc, coordonator la Corugător și sunt alături de echipa D.A. Smith de 13 ani. În 14 februarie 2019 am început o zi încărcată de muncă. Eram în plin proces de schimbare a unor piese importante la Corugător și desfășuram multe operațiuni concomitent. Alături de colegii mei, în ziua precedentă avusem o discuție despre respectarea regulilor de securitate în muncă. La acel moment nu aveam implementat sistemul Lototo. Din dorința de a grăbi lucrurile, de a mă ajuta colegii, am decis să intru în zona de cași și să reorganizez o comandă. Fără să mă gândesc că am băgat mâna în valțurile de clei, în zona de cași, totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. Degetele de la mâna stângă mi-au fost prinse între valțurile mașinii. Atunci am simțit cea mai îngrozitoare durere din viața mea. Am reușit să-mi scot mâna, după care nu mai îmi amintesc foarte multe detalii. În stare de șoc am fost transportat la spital, unde au urmat proceduri și operații complicate pentru a-mi salva mâna. Colegii mei au fost în stare de șoc. Soția, copiii, familia, cei din jurul meu au fost îngroziți. A urmat o perioadă îndelungată și dificilă de recuperare, atât fizică cât și psihică. Din fericire, acum sunt recuperat complet și înțeleg că nu pot avea noroc de prea multe ori, dar poți aplica Lototo întotdeauna. Implementarea și respectarea sistemului de siguranță Lototo poate face diferența între o viață normală și suferință sau între viață și moarte. Respectarea regulilor de securitate în muncă este prioritatea numărul 1 pentru a ne asigura că fiecare coleg sau colegă ajung la cei dragi sănătoși și nevătămați. E simplu să respectăm niște reguli pentru siguranța noastră. Regula numărul 1 ar fi: opriți întotdeauna echipamentul și verificați instrucțiunile Lototo. Regula numărul 2: identificați echipamentul de izolare. Regula numărul 3: blocați cu ajutorul lacătului personal sau al mașinii utilajul la care lucrați. Regula numărul 4: puneți eticheta Lototo. Regula numărul 5: verificați starea de energie a echipamentului să fie zero. Ceea ce s-a întâmplat lui Marius a fost în același timp un eveniment nefericit. Pe de altă parte, a avut foarte mult noroc, dar totuși, aplicând Lototo, putem reduce aceste riscuri la zero și chiar salva vieți sau colegi de la alte posibile accidente. Deci merită să-l aplicăm.